Televiziunea Română, întâlnirile JTI și Fundația Art Production vă recomandă garantat 100%. Salutare, bine v-am regăsit la Garantat 100%. Invitatul nostru din seara asta s-a născut în 1973, este profesor de istorie sud-est europeană la Universitatea din Viena. Temele sale de cercetare privesc, printre altele, fascismul în Europa de Est, cu accent pe România, societățile urbane din estul Mediteranei în secolul al XIX-lea, societatea și politica în Imperiul Otoman târziu, evoluțiile socioculturale în spațiul albanez, istoria Imperiului Maritim al Veneției sau istoria Balcanilor în evul mediu târziu, dar și mai încoace, așa cum o să vedem. Din anul 2017 este președintele secției Filozofie-Istorie a Academiei Austriece de Științe. Domnilor și domnilor, este o mare onoare să-i spunem bun venit la Garantat 100% domnului profesor Oliver Jens Schmidt. Bună seara, domnule profesor! Bună seara, bine v-am găsit! Mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Înainte de a începe acest dialog, am să le aduc aminte telespectatorilor noștri faptul că pot citi niște cărți minunate, niște cărți care vorbesc despre istoria României și despre istoria Balcanilor, despre istoria acestui spațiu, într-un mod pe care ar fi păcat să-l rateze. E vorba despre volumul România în 100 de ani, bilanțul unui veac de istorie. E un volum care conține un eseu semnat de dumneavoastră și un dialog cu colegul nostru, Marian Voicu. Volumul Corneliu Zelea Codreanu, Ascensiunea și căderea capitanului. Absolut fascinantă carte. Primele două volume se bucură de traducerea lui Wilhelm Tauwinkel. Domnia sa a fost unul dintre invitații noștri aici la Garantat 100%. Și deloc în cele din urmă, o lucrare monumentală cu titlul Balcanii în secolul 20, o istorie post-imperială, traducere din germană de Irina Manea și Andrei Pogăceaș, toate aceste volume apărute la editura Humanitas, o editură căreia îi mulțumim și pentru medierea acestei întâlniri. Domnule profesor, s-a scris puțin despre intelectualii români care s-au adaptat foarte repede la regimurile autoritariste de la noi. De ce credeți că s-a întâmplat lucrul ăsta? De ce s-a scris puțin? Eu cred că, în primul rând, trecutul recent al României a fost mult mai complicat decât este prezentat în manuale de școală și chiar și manuale universitare. Pentru că mulți și intelectuali români sunt obișnuiți la un narativ foarte clar, liniar și teleologic, adică o istorie care duce pe românii până la Marea Unire și după aceea începe raiul pe pământ, statul național unitar, care nu poate să creșească. Adică, dar situația a fost cu totul diferită. Știm că în secolul în trecut, România a trăit sub regimuri foarte diferite și elita românească, care era deja înainte obișnuită să se adapteze la regimuri diferite, nu numai pe nivel național, dar mai ales internațional, o țară mică, între o zonă geostrategică dominată de imperii mari, Rusia, Imperiul Otoman, Imperiul Austriac, bineînțeles a dezvoltat și mecanisme pentru a supraviețui. Și aceste mecanisme au continuat chiar și în secolul trecut și dacă ține minte de faptul că România Mare a existat numai două decenii și după aceea România a fost împărțită de puteri nazi-fasciste, Germania și Italia și de Uniunea Sovietică, acest fapt care a silit pe toți intelectuali să se adapteze iarăși a jucat un rol preponderant. Bineînțeles, intelectualii au vrut să supraviețuiască în aceste condiții
și de aceea putem înțelege pentru că mulți dintre ei au lucrat în perioada interbelică pentru statul constituțional, după aceea cu anumite, unii cu anumite simpatii legionare, după aceea pentru dictatura regală, pentru dictatura militară a lui Ion Antonescu și unii dintre ei chiar au reușit să intre în sistemul, în mecanismele statului comunist, cel puțin la început. Este o parte a trecutului românesc care este extrem de dureros. Îmi amintesc când am fost acum doi ani la București, a fost pe Facultatea de Medicină un mare afiș cu imaginea pozului Gheorghe Călinescu, care era prezentat studenților ca pe un model. Dar nu a fost un model, a fost un intelectual care a știut să se adapteze și sper că studenții de astăzi care trăiesc între o democrație știe mai bine cum pot acționa într-un stat liberal și într-un stat de drept care a devenit România în ultimii ani. Domnule profesor, cum răspundeți, pentru că sunteți obișnuit cu situația asta, cum răspundeți atunci când vi se spune așa, și am să mă exprim foarte direct? Păi, domnul profesor e de la Viena, Viena e parte a fostului Imperiu Austro-Ungar. Ce interes are domnul profesor să vorbească frumos despre România și să ne prezinte nouă adevărata noastră istorie? Dimpotrivă, domnul profesor se pregătește să desfacă, să deconstruiască în noi sentimentul patriotic, să ne demitizeze istoria, în așa fel încât să nu ne iubim patria, în așa fel încât să avem dubii față de identitatea noastră românească. Cum răspundeți? Că sunteți obișnuit cu felul ăsta de expresie. Eu cred că este chiar și o întrebare legitimă, ținând seama de faptul că cum românii au fost educați în ceea ce privește istoria, adică că istoria este o mare întreprindere a statului, sub controlul statului, că intelectualii istorici nu sunt cercetători independenți, dar lucrează sub vegherea și chiar și serviciilor secrete, știu că acest fenomen, această impresie este foarte răspândită chiar și în România. Și de aceea eu cred că este extrem de important să fiu cât mai transparent. Adică, în primul rând, nu sunt austriac, sunt elvețian, care lucrez exact. Și care lucrează în Austria. Și contactul meu cu România, de fapt, a început foarte devreme. Satul meu de origine, Alșuil în Elveția, are un parteneriat, un jumelaj cu orașul Blaj și când eu eram elev, am văzut la intrarea satului întotdeauna acest afiș, noi avem un parteneriat cu Blajul și asta a strânit și curiozitatea mea pentru că vorbim despre anii 80, România era extrem de departe. Și tatăl meu m-a vorbit foarte mult și despre regimul lui Ceaușescu, iarăși pentru noi în Elveția, anii 80, un fenomen extrem de exotic. Așa a născut și interesul meu, a fost foarte personal și bineînțeles și chiar și emoțional, pentru că un student tânăr alege și subiectul nu numai după criterii raționale, dar și chiar și emoțională. Și când am venit pentru prima dată în România, în anul 96, aceasta, să spunem și chiar și iubire pentru această țară a fost intensificat, am început și să înveț limbă, dar am împărat și călătorind în România, adică din Maramureș până la 2 mai, că această țară nu, dacă este pe plan constituțional, un stat național unitar, dar în realitate are o bogăție culturală și istorică care depășește mult imaginea oficială a culturii românești. Și eu, în ultimii 20 de ani, discutând cu foarte mulți intelectuali și prieteni români, am înțeles că cum este percepută această bogăție în România. De pildă, am mulți prieteni și colegi ieșeni care se interesează pentru trecutul al Moldovei, o
un stat foarte vechi european, un stat cu o bogăție culturală extraordinară la răscruce a diferitelor culturi, care lipsește complet în autoimaginea oficială a României, deși putem să spunem că înainte de mică unire, Moldova a fost mult mai dezvoltată decât țara românească, deși acum centrul este la București, soarele răsare la București, dar în secolul 90 nu a fost așa. Și eu cred că și chiar și pentru un cititor român, poate să fie o mare aventură aceasta de a descoperi și alte dimensiuni ale acestui trecut. Și eu nu cred că, că rezultatul sau reacție la asemenea descoperire trebuie să fie o lipsă sau o pierdere a patriotismului. Eu cred, în ceea ce privește patriotism, românii au tot dreptul de a fi mândri și mai ales pentru că în ultimii 30 de ani, chiar și în condiții foarte grele, au știut să dezvolte o societate democratică foarte viu, mult mai viu și mult mai activă decât în alte țări. Ajungem adică, și la subiectul ăsta cu noua societate democratică românească, dar cu permisiunea dumneavoastră, mă întorc un pic în istorie, dar mai degrabă mă întorc la ceva ce vă e foarte cunoscut. Felul în care punem uneori problema când discutăm despre noi, despre români, despre istoria României, despre identitatea noastră, când discutăm lucrurile astea la o bere, la masă, la o terasă. Deseori se spune așa: evreii au fost majoritari în structurile comuniste ale represiunii din perioada stalinistă. De-aia a fost așa de rău la noi. Pe urmă, au venit la putere comuniștii naționaliști români și teroarea s-a mai domolit. Am încheiat citatul. Comentați, vă rog frumos, lucrul ăsta pe care l-ați auzit de multe ori, noi cu toții îl auzim. Are o valoare de adevăr sau nu? Nu, deloc. Pentru că este evident că deja la început majoritatea membrilor Partidului Comunist și acest număr a izbucnit, da? A izbucnit mai ales începând cu anul 45, era cu majoritatea compusă de români, de etnici români. Și acest zvon sau așa zisul adevăr istoric a fost dezvoltat și răspândit chiar de securitatea pentru a legitima această fază care a început cu epoca lui Ceaușescu, adică împărțirea trecutului comunist într-o fază de teroare, dar impusă din afară de străinii, adică evrei, maghiari și așa mai departe, pentru că poporul român este bun și blând. Și când românii au intrat în poziții de putere, lucrurile s-au îmbunătățit complet. Asta este acest narativ care este cu totul greșit. Eu cred că există o altă întrebare care este mult mai dureroasă. Și asta întrebare este: de ce România, cu o țară intactă, cu o armată intactă, o administrație intactă, servicii secrete intacte, au acceptat atât de ușor cedarea la presiuni sovietice? Adică de ce mulți și ofițieri români, administrația publică a chiar și colaborat? Adică nivelul de rezistență a fost extrem de limitat. Deși, de ce, domnule profesor? E foarte complicat. Bineînțeles, situația geopolitică poate să ofere o explicație parțială. Dar cred că există și două argumente foarte importante. Primul este Transilvania de Nord. România a câștigat la sfârșit războiul pentru că a schimbat și alianțe și a combătut împreună cu Armata Roșie împotriva Ungariei. Și numai asta a garantat cedarea Transilvaniei de Nord către Ungaria. A fost chiar și după război un fel de joc de putere între comuniști maghiari și comuniști români. Vă opresc o secundă aici. Ce termen folosiți? Pentru că sunt români foarte sensibili la subiectul ăsta. Folosiți termenul Ungaria a cedat Transilvania sau România a recuperat Transilvania? A retrocedat.
Adică România a fost silită să cedeze Transilvania de Nord în anul 40 și în anul 44 România, alături de Uniunea Sovietică, a învins Ungaria în acest război care a petituit chiar și soarta Transilvaniei de Nord. Dar știm că comuniști maghiar, adică conducător din Partidul Comunist Maghiar din Ungaria, au nădejduit până la capăt că Stalin va fi în favoarea lor. Și de exact. Aceea argumentul comuniștilor români, noi am luptat alături de voi, a și decis această chestiune care era vitală pentru România. Și pe de o altă parte, bineînțeles, comuniștii au știut să mobilizeze și chestiunea agrară din România, o chestiune pe care România interpelică n-a știut să o rezolvă. Și de aceea, politica socială, pe de o parte, Transilvania de Nord, pe de o altă parte, au jucat un rol. Dar eu cred că și un alt aspect, și acest aspect este foarte greu de explorat, pentru că ține și de mentalitatea elitei românești. Dacă citim, și a fost o carte minunată și puțin și neglijată de publicul românesc, mă refer la jurnalul lui Nicola Iorga, Ultimii ani, editat de Andrei Pipiri, este pentru mine o lectură cheie pentru a înțelege și mentalitatea elitei românești. Vă invit și pe spectatorii să citească aceste pasaje care se refer la toamna anului 38, adică după tratatul de la München, când zvonuri s-au răspândit în România că Transilvania de Nord și toată regiunea fostă maghiară este în pericol. Cum au reacționat înalți slujitori ai statului, care era în majoritatea regățeni, și au vândut case la Arad, la Timișoara, și au trimis peste munți familiile lor. Și cum au reacționat românii ardeleni, care au văzut că această elită importată din regat nu are nicio încredere în stabilitatea acestei țări. Și mă refer și la un alt eveniment. Acum 11 de ani, colegul și prietenul meu, Dorin Doprincu, atunci director general al Arhivelor Statului, a organizat o expoziție minunată despre cedarea Basarabiei și Bucovinei de Nord. Studiind acest Consiliu de Coroane, în care erau adunați toți politicieni de seamă de atunci și la care mulți din propagandiști ai României Mari, cu nicio șovăire, au hotărât cetarea unei provincii românești atât de importante ca Basarabia, înțelegem și puțin mai bine ce a însemnat această mentalitate. Și cred că e dureros și că istoric eu știu că o mentalitate este un subiect destul de fluid, adică este greu de analizat. Și cred că sub această privință și un istoric străin trebuie să se oprească și trebuie să lasă acest domeniu și colegilor intelectualilor români. Dar este o chestiune care trebuie afrontată, deși este extrem de dureros. Domnule profesor, se poate vorbi în termeni clari? Nu întreb dacă ăsta este adevărul istoric. Întreb dacă se poate vorbi, se poate discuta în termeni clari despre faptul că pur și simplu am făcut un târg, că am cedat Basarabia și Bucovina pentru a păstra Transilvania. A existat conștiința acestui târg a faptului că se face o tranzacție? Nu, cred, nu. Pentru că trebuie să studiam, să analizăm numai poziția lui Iuliu Maniu la Consiliul de Coroană și a unor politicieni ardeleni care au înțeles foarte bine că cedarea Basarabiei este numai începutul. Adică dacă un stat, pentru că ei au început, ei au înțeles de ce e vorba. E vorba de o elită din vechiul regat care a apărat numai interesele acestor regățeni.
Adică această elită din regat nu era gată să luptă pentru Basarabia, nici pentru Ardeal. Da? E evident. Și știu că eu sunt foarte clar acum. Știu că și acest mesaj este extrem de dureros. Yes. Dar trebuie să înțelegem și eu citesc numai pe Nicola Iorga. Iorga era șocat și Maniu era șocat când participau la acest Consiliu de Coroane și când au fost siliți să înțeleagă nivelul de încredere a colegilor lor, adică a elitei politice românești, lipsă de încredere în acest stat. Cum răspundeți dacă în momentul acesta cineva care ne privește se exprimă în felul următor? Domnul profesor cunoaște în profunzime istoria României, dar acum alimentează antipatia ardelenilor și a moldovenilor față de compatrioții lor din sudul țării, față de elita politică de la București, alimentați într-o formă sau alta o mentalitate periculoasă care pune în pericol integritatea țării noastre. Am încheiat posibilul citat. Da. Vă sunt foarte recunoscător că îmi puneți această întrebare pentru că cunosc și acest tip de reacție și iarăși aș vrea să fie cât mai transparent. Vorbim despre istoria. Nu putem să manipulăm trecutul. Adică dacă ne place sau nu, asta a fost trecutul țării și putem să învățăm probabil puțin și din trecutul, dar este imposibil să îl schimbăm. Asta a fost ce mă refer și nu la surse, să spunem, neromănești, dar mă refer chiar și la jurnale și la istorie pe care ne-au lăsat membrii de seamă a elitei românești. Și pot să invit numai toți care nu sunt de aceeași părere să se refere la aceste surse, pentru că sunt acolo, sunt disponibile, sunt accesibile și noi istoricii scriem istorie pe baza surselor, cu, bineînțeles, cu întrebări și poate că eu și alții pun întrebări diferite, dar cred pentru a înțelege ce înseamnă statul, ce înseamnă statalitate în cazul României, trebuie să punem aceste întrebări, bineînțeles, și răspunsuri poate să fie diferite, dar asta este un discurs democratic și istorie face parte din acest, să spunem, discurs democratic. Domnule profesor, spuneți așa, comunismul n-a fost un hiatus în istoria românească. El n-a fost impus doar din afară, ci a fost sprijinit activ, construit, ajutat sau tolerat de milioane de români. E o afirmație tăioasă, e o afirmație pe care cititorul român o primește în plin, e ca o lovitură pe care o primește în plin. E greu să accepți așa ceva câtă vreme suntem obișnuiți să spunem că ceea ce numim comunism este ceva care ne-a modificat radical, ceva care ne-a schimbat fundamental traiectoria istorică, e ceva exterior nouă care a fost impus de afară. Noi n-am participat la chestia asta, am fost victimele acestui fenomen. E foarte dur să auzi o formulă așa cum este cea pe care dumneavoastră ați exprimat-o. Eu îmi amintesc foarte bine că cum în anii 90, după căderea comunismului și era și de înțeles, mulți intelectuali au cultivat o anumită nostalgie în ceea ce privește perioade interbelică, adevărată, exact. Epoca de aur, da? Se întâmplă și acum. Da. Eu cred că această privire este o privire a fostei elitei bucureștene, iarăși, și care nu oglindește foarte bine starea reală a țării în perioada interbelică. Adică s-a exagerat și nivelul a democrației, mai ales chiar și iarăși în regat, pentru că ardelenii aveau o altă tradiție și bucovinenii o altă tradiție, să spunem, democratică, trăiau într-un stat de drept în Ungaria, care nu a fost un stat democratic, dar cel puțin un fel de stat de drept.
Dar multe... Da, dar unii nu erau recunoscuți ca cetățeni, alții erau recunoscuți ca cetățeni. Da, da, că cetățenii erau recunoscuți, dar cu drepturi extrem de limitate. E evident, Ungaria, partea ungarică a fost de monarhie, nu a fost un stat democratic, dar a fost un fel de stat de drept. Și mai ales pentru cei care nu erau privilegiați. Și asta și acum ajungem la un fenomen foarte important care explică și cel puțin parțial și succesul comuniștilor. Să nu uităm că România a fost o țară în care în anul 1907 a izbucnit o mare răscoală țărănească. Integrarea țăranilor a fost chestiune cheie a României Mari și România Mari nu a rezolvat-o. Și după război, comuniștii au exploatat, au mobilizat aceste sentimente de neîncredere a populației țărănești, mai ales în sudul și în estul țării, unde exista deja o boierime foarte puternică, adică această chestie socială a jucat un rol foarte important. Și în, să spunem, cultura de memorie despre România interbelică se uită adesea că este această cultură oglindește privirea elitei urbane și mai ales elitei urbane a orașelor mari. Și această realitate, această epocă de aur a fost, să spunem, un lux pentru o elită foarte, foarte limitată, dar care ne a lăsat o moștenire culturală extrem de bogată, memorii, jurnale și așa mai departe, care au un rol dominant și pentru memoria noastră de astăzi. Dar eu văd că, în primul rând, comuniștii au moștenit deja un sistem totalitar. În cel de-al doilea război mondial, România era chiar o dictatură totalitară militară. Deci, care vă întreb o secundă. Nu e o noutate, n-a fost o invenție comunistă faptul că românii învățaseră deja să se bucure prin reprezentanți. Că așa glumeam în vremea, în perioada comunistă și spuneam, ne bucurăm, suntem fericiți prin reprezentanți. Iar reprezentanții erau activiștii de partid, cei care ne reprezentau în starea de fericire. Nu era o noutate asta? Dacă puteți pe YouTube, veți găsi multe, să spunem, film oficiale din epoca lui Carol al Doilea. Și Carol al Doilea a deja declarat că România trebuie să devine un stat totalitar, cu un partid unic, cu o organizație de masă. Adică trebuie să înlocuiți pe Carol cu un conducător comunist și gata. Da? Și e foarte interesant că în memoria românilor această dictatură regală, da, care a durat numai 2 ani, dar care a fost un fel de amestec între structură și propaganda legionară, pe de o parte, și cu totalitarism de stil fascist, a pregătit și terenul pentru comuniști, pentru că a fost regele care a distrus și statul de drept și statul constituțional cu sprijinul Bisericii Ortodoxe Române. Pentru că cine a devenit primul prim-ministru al dictaturii regale a fost Miron Cristea. Exact. Miron Cristea, o figură foarte emblematică, a fost un hierarh care în anul 1916, când armata română a intrat în Transilvania, a vorbit despre un război fratricid și după aceea a făcut o carieră strălucită în România Mare, n-a condamnat niciodată legionarismul și a fost prim-ministru sub care a fost omorât Corneliu Codreanu și un patriarh care la sfârșit s-a decis să meargă în Franța de Sud, că să moară acolo. Da? Și aceasta o figură extrem de emblematică. Adică a existat deja, din păcate, o tradiție a dictaturii regale totalitare. Și, să precizăm, domnule profesor, că niciunul dintre noi, mai cu seamă dumneavoastră care formulați aceste lucruri, nu culpabilizați instituții, ci vorbiți despre niște fapte pe care le-ați cercetat.
Nu e vorba despre atribuirea unei asta e foarte important și vă mulțumesc, pentru că cred că pentru unii spectatori ceea ce spun este șocant, da? Dar pe de o altă parte mă refer pur și simplu la realități istorice, în ceea ce privește chiar și pe Patriarhul Miron sau pe de o altă parte pe regele Carol. Eu cred că trebuie să fim cât mai sinceri în ceea ce privește în trecutul și felul în care istoria națională României, și o repet, este o istorie extrem de bogată. Acum vorbim numai despre istoria recentă, dar dacă vorbim despre epoca modernă timpurie, despre Moldova și țara românească, istoria culturalelor și așa mai departe, putem să subliniem și această bogăție. Dar noi suntem într-o situație în care și cetățeni și tineri vor să știu cum a fost trecutul. Și pot să hotărăiască între un trecut de tip manual școlar, care oglindește și o, să spunem, o versiune oficială, sau să începem împreună o dezbatere, și multe lucruri pe care le spun acum nu sunt rezultatul cercetărilor mele, dar mai ales rodul, să spunem, lecturilor mele, lectura publicațiilor scrise și publicate de colegi și prieteni mei români. Adică istoriografia românească în ultimii 30 de ani s-a dezvoltat uriaș. Și această izolare intelectuală, care era tipică pentru epoca Ceaușescu, acum este complet depășită. Și am intrat și colegii români au intrat într-o nouă fază și iarăși asta poate să fie un izvor de mândrie, acest nivel de intelectualitate și faptul că acum mulți istorici români lucrează pe același nivel ca colegii lor în alte țări europene. Dar asta înseamnă că și ei pun întrebări nouă și noi și au răspunsuri care sunt cu totul diferite de interpretarea oficială, care este, trebuie să fim sinceri iarăși, care sunt rezultatul politicii comuniste a trecutului. Domnule profesor, vorbiți la un moment dat, în dese rânduri, vorbiți despre o formă de naționalism ortodox, sprijinit și de părți ale Bisericii Ortodoxe Române, și spuneți că e vorba despre un fir roșu ideologic în cei 100 de ani de existență ca stat a României Mari. Dar spuneți așa, acest fir mai există, dar destrămat și decolorat. Faptul că încă n-a dispărut ține și de evoluția mass media. Ca și în alte state postcomuniste, controlul asupra posturilor importante de televiziune, mijloc de comunicare de referință într-o societate precum cea românească, în care se citește puțin, se află în mâinile oligarhilor, care sunt interesați de slăbirea instituțiilor statului și a deschiderii culturale a țării. Am încheiat citatul. Face parte televiziunea publică, din punctul dumneavoastră de vedere, televiziunea de la care vă vorbesc eu acum, face parte din această zonă de instituții media care manipulează și țin în urmă dezvoltarea acestei țări? Eu cred că faceți referință la o situație și la o situație care se dezvoltă fiecare an și care depinde și foarte mult de situație politică și de felul în care guvernul și miniștrii responsabili și oamenii în jurul lor tratează sau sunt gata să trateze mediile din România. Și știm că e foarte greu să facem o constatare, o observație care privește, să spunem, ultimii 30 de ani sau ultimii 20 de ani. Eu personal cred că mult depind și întotdeauna de actor. Și asta privește și pe siariștii și politicieni. Și eu cred că chiar și înăuntru, să spunem interior, unei instituții,
poate să existe curente diferite și asta nu mai această observație privește nu numai televiziune, dar și multe alte instituții de stat. Dar cred că, pe de o altă parte, ați citit, ați făcut referință și la acest citat că se citește puțin în România. Cred că e adevăr și putem să observăm și o anumită slăbiciune a ziarelor, adică în alte țări ziarele joc un rol mult mai important. Foarte și adevărat. Deși am insistat asupra rolului televiziunii și știm că televiziunea de stat este o chestie, dar sunt foarte multe televiziuni private sub controlul anumitor oameni de afaceri care se folosesc și pentru a influența opinia publicului și știm că aceste televiziuni și chiar și felul cum în guvernul în timpul lui Liviu Dragnea, partidul care era atunci la cârma țării a încercat să influențeze direct și să intervine direct și în lucrarea ziariștilor și cum au încercat să-și impune și opinia lor politică și asta e foarte primejdios și când eu am scris acest eseu, situația era cu totul, era nu cu totul, dar era diferită de situația era actuală. Era foarte diferită, dar, e adevărat. Dar știm, era, și cred că ceea ce rămâne este faptul că starea în România este întotdeauna cam fragilă. Adică o stabilitate e greu de ajuns în zilele noastre. Și cred că asta este primejdie mai ales pentru România. Spuneți așa, vorbind despre europenizarea la care vă refereați și mai devreme. Ați vorbit despre faptul că am făcut progrese, că ne-am europenizat, dar că situația e fragilă. Spuneți așa, această europenizare a avut loc, în mod paradoxal, nu cu ajutorul statului, ci fiind de cele mai multe ori combătută și împiedicată de acesta. Am încheiat citatul. Eu cred că dovadă pentru, sau să spunem o indicator pentru această observație se găsesc ușor în istoria recente a țării. Adică cine a contribuit esențial la democratizarea României. Eu cred că a fost faptul că s-a creat o clasă de mijloc urbană, bine educată, pentru prima dată în istoria României. Pentru că în perioada interbelică această burghezie urbană era compusă mai ales de minoritari, de evrei, maghiari, ruși, germani și așa mai departe. Dar acum este prima dată în istoria României când există o asemenea clasă burgheză bine educată care este și gata să iasă pentru a apăra, nu să spunem, o identitate națională și așa mai departe, dar statul de drept. Și pentru mine și asta, eu sunt convins că nu sunt singurul care a fost în ultimii ani foarte impresionat de faptul că există un grup foarte consistent și important al societății românești, care apără un principiu extrem de abstract. Da? Mobilizat și mulți oameni tineri și poate mai în vârstă. Care e acel principiu abstract, domnule profesor? Este statul de drept, pur și simplu această supărare că de ce? Pentru că România și în ultimii 30 de ani a fost și o țară parțial destrămată, pentru că mulți români au fost siliți să plece. Exact. Da? Și asta a creat o mare supărare. Da? Pentru că oamenii se întreb de ce noi suntem obligați să plecăm în străinătate pentru că acasă nu avem o viață decentă. Și acum au și posibilitatea de a compara, adică cum este situația altundeva, în alte țări, cu Facebook, cu rude în străinătate, această comparație devine posibilă pentru prima dată în istoria românească și o comparație făcută nu numai de elită, dar și de oameni, probabil și fără o educație academică și universitară, da? Care știu și întreg. În Germania sau în Austria, în Elveția, în Franța, eu pot să mă duc, nu știu, la o instituție statală și sunt tratat bine, deși sunt un muncitor sau un simplu impiegat fără nicio
legături personale Absolut. Sau fără să plătească o mită. Și asta a creat această supărare. Și această supărare, până recent, a fost și canalizat politic spre o mișcare civică care a știut să mobilizeze împotriva structurilor care erau percepute ca vinovate, responsabile pentru o criză în țară, pentru faptul că România este o țară care nu înlesnește viața cetățenilor, dar uneori dimpotrivă. Și de aceea spun că sunt cetățeni. Și pentru mine, dacă vorbiți iarăși de patriotism, da? Pentru că ți-ai întrebat că eu distrug patriotism, deloc, dimpotrivă. Eu probabil, eu pot numai să invit românii să considere acest spirit civic ca un izvor suprem de patriotism. Și să spunem un element de mândrie, pentru că lipsește în alte țări, da? Gândiți-vă la țări vicine. Unde există o societate civică atât de viu ca în România? În Ungaria? În Bulgaria? În Serbia? În Ucraina, da. Dar asta este o excepție. Dar în ceea ce privește celelalte țări vecine, România este o mare excepție. Și cred că iarăși depinde cum definim patriotism. Dar dacă spunem patriotism, este și un sentiment de mândrie pozitivă, pentru că știe de ce pot să fiu mândru. Sunt foarte multe răspunsuri de găsit astăzi în România, care nimic de a face cu naționalismul de xenofob de factură ceaușistă. Domnule profesor, cea mai recentă carte a dumneavoastră publicată în limba română se intitulează Balcanii în secolul 20, o istorie post-imperială. E o lucrare monumentală, e o lucrare pe care o recomand cu toată căldura. Nu neapărat pentru pasionații care vor să înțeleagă istoria acestui spațiu european, ci pentru toți cei care vor să afle lucruri, pentru toți cei care vor să-și lărgească universul, pur și simplu. Aș întreba un lucru care cred că mi preocupă pe mulți dintre noi aici în România și nu doar în România. Din punctul dumneavoastră de vedere, mai sunt Balcanii acum zona, tradiționala zonă cețoasă, tenebroasă, celebrul butoi cu pulbere al Europei? Se mai poate vorbi despre Balcani acum în felul ăsta? Deci știu că s-a vorbit în Occident și mai ales în, să spunem, Occident, foarte occidental, mă refer la Franța și Anglia, sigur, așa despre Balcanii. Eu cred că deja în Germania și în Austria, adică țări care sunt mult mai apropiate de această zonă, imaginea este mult mai nuanțată. Nu, pentru mine Balcanii a fost întotdeauna o zonă cu, iarăși ca România, o zonă pe care o privesc, pentru că, să spunem, un izvor și de bogății culturale. Știți că eu am pornit de la studii bizantine, sunt bizantinist, adică eu m-am interesat întotdeauna pentru și această dimensiune ortodoxă și dacă studiați această cultură ortodoxă multietnică care a început cu Bizantul, dar și mai ales în perioada post-bizantină, studiată în mod strălucit între alții și de Nicolae Iorga, puteți să găsiți să spunem, o Europa, o cultură europeană extraordinară. Bineînțeles, există pe de o altă parte întotdeauna aspectul geostrategic, zona se află la răscruce a influențelor diferite. Și iarăși acum trebuie să fim foarte pragmatici că și, din păcate, în zilele noastre, nu numai Uniunea Europeană n-a știut să stabilizeze complet această zonă. China a intrat, Rusia a intrat și mai ales pentru România, politica rusă recentă a devenit o adevărată amenințare și chiar și pentru Republica Moldova. Și aceste dezvoltări nu au nimic de a face cu o imagine, să spunem, negativă a Balcanilor, dar sunt pur și simplu elemente fundamentale
ale geopoliticii pe care trebuie să o afruntăm și asta este responsabilitatea și elitelor regionale. Și aici eu văd o responsabilitate deosebită a elitei politice românești, pentru că România, fiind cel mai mare stat european, care este stat membru a Uniunii Europene în această zonă, cu o politică pro-europeană pronunțată și mai ales cu, în comparație cu Ungaria și Polonia, poate să joace un rol mult mai important decât a jucat până acum. Și cred că asta este și o sfidă foarte mare pentru chiar și nu numai politicieni, dar și intelectual român, de a dezvolta o politică care o să plaseze România într-o manieră mult mai vizibilă și pe nivel european. Pentru că România are ceva de oferit, mai ales în comparație cu o țară ca Polonia, care până acum a fost cel mai puternic, cel mai important sub aspectul economic, dar chiar și militar, stat membru al Uniunii Europene, care, din păcate, s-a despărțat de Bruxelles și de forțe centripetale în Europa. Și eu cred că și asta poate să fie un obiect a unei dezbateri, să spunem, mai dezvoltate în România. Domnule profesor, să sperăm că politicienii noștri se vor gândi mai des la ceea ce numim interes național, pentru că, din nefericire, atunci când spui uneori interes național în România, sună ca un început de banc. Ori e vorba despre o formulă foarte serioasă. Interesul național nu e o bășcălie, e o formulă extrem de serioasă. Și sper din tot sufletul că cercetări, așa cum faceți dumneavoastră, puncte de vedere, așa cum aveți dumneavoastră, alături de alte puncte de vedere, sunt auzite acolo unde trebuie să fie auzite, însă sper din tot sufletul că sunt auzite și în spațiul public, unde e nevoie foarte mare de dezbatere, de puncte de vedere diferite, care reușesc să coexiste, nu să se războiască. E un lucru foarte important. Domnule profesor, vă mulțumesc pentru cercetările pe care le faceți, vă mulțumesc pentru cărțile pe care le-ați scris, pentru atașamentul pe care îl aveți față de spațiul ăsta și pentru faptul că ne ajutați să înțelegem lucruri. Vă doresc succes în tot ceea ce faceți și mulțumesc frumos că ați acceptat invitația la această emisiune. Mulțumesc și eu. Tuturor celor care sunt alături de Garantat 100%, mulțumim frumos pentru încredere. Ne vedem săptămâna viitoare. Noapte bună!